Salutare prieteni și bine m-am găsit la un nou episod de Recent 3 în limba română. În episodul anterior am salvat-o pe pate sau am găsit-o mai bine zis pe această insulă, cam pustie până în momentul ăsta, l-am întâlnit doar pe Cool, am primit o misiune de la el să omorâm o bestie, nu mai știu ce fel de bestie. O să o găsim în acest episod, deși am găsit-o în episodul anterior, nu am omorât-o, o să o omorâm în episodul ăsta. Bă, aici niște blood, niște fire, mamă cum dau ăștia frate. Am uitat cum să lupte iară. Hai să batem aceștia. Mamă. Mamă cum atacă frate ăștia. Hai să fugim puțin. Bine că avem provizii. Pati, mă ajungi pe mine puțin? Pati are nevoie de ajutor. Dar trebuie multe eschive, zici că e Dark Souls să mă arăt tanța. Bine, poate, bravo, fetița mea. Bravo. Ok, hai să mergem mai departe, grijă mare. Hai să vedem cum era cu autosave F5. La mine deja e noiembrie, fraților, iar jocul ăsta am început să-l filmez din iunie. Deci a trecut ceva vreme. Filmez câte 5 episoade pe lună, dar le filmez până la iarnă, probabil, termin și eu jocul. Pam, 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 pam. Alți Firebird de ăștia. Firebind, așa se cheamă, Firebird. O să le zic că dinozaur mai bine, seamănă cu dinozaurile aia. La faza că n-ai nicio șansă 1v1, trebuie să o ajutăm pe pate cumva. Pentru că atacă ăștia ca posedați, efectiv. Ia uite. Ah, fuck. Mama, n-am mai fost așa concentrat de foarte mult timp. Bine, bine, poate aici, bine pe Criticalos. Stai așa că nu știu, ne-a murit cealaltă. Da, Firebird. Firebird. Bă, mișto, mișto insulica asta, chiar îmi place. Avem aici o căsuță, ia să vedem. Să luăm și acest Skull Flower. Și avem pe cineva aici. Mickey Berry, ăsta e bun, tate. Hai mai trebuie să controlăm partea asta din spate, să nu ratăm absolut nimica. Ok, intrăm și în casă, ciordim tot și prindem. Nu cred că ne zice nimeni nimica. Trebuie să dau un autosave de ăsta, bam. O, am găsit teleporting stone, super. Silver plate. Tankard, voodoo. Și m-am pus pe scaun, super. Super. Mișto. Mai era ceva aici, un ferestru, dar nu putem lua, mamă, ce rechin. Lol. Hai să vedem ce găsim în acest chest. Ia, e de la simplu, probabil nu o să găsim absolut nimic, ca Fighter Liqueur, un liqueur puternic, zahăr și Summon Hellhound. Bun. Hai să vorbim și cu individul ăsta, să vedem, poate are ceva pentru noi. Dăm un save. Ia aici e ceva. Jade, astea sunt bune. Sunt destul de scumpe. Pietrele astea. Pietrișoarele astea. No, you're not one of those riffraff, are you? Be careful, friend. Cine ești tu, brother? Careful, friend. Who are you calling riffraff? No, I meant the pirates down at... Never mind. Madmen. A lot of them. All madmen. Better not get too close to them. Ok. Ce face unul ca tine aici pe această insulică? I'm a guardian of the mages. Pare că este un gardian al magicienilor. I'm collecting crystals for the mages. Și colectează cristale pentru magicieni. And well, as you can see, I'm still here. Ești cam singuril pe insulița asta. Spune mai multe despre magicieni. Tell me more about the mages. Oh, sorry. I can't do that. De ce nu poți face asta, boss? The mages told me I better keep my mouth shut and not tell you anything. Ar trebui să-mi țin gura, așa i-a zis. Damn! You see?
That's why I just can't keep a secret. N-ai putut să ții nici măcar un secret, bă, bădărani. Și ai găsit ceva cristale până acum, brother? Sure, loads. Ah, damn it. Why am I telling you this? Because I asked. Yes, I know, but it's actually none of your business. You're just an honest person. Ah, oh, damn it. That's what are ceva cu asta. Ok. Show me your magic crystal. Show me your magic crystals. That's just what you're waiting for. You're going to take them away from me, aren't you? I was thinking more of a small trading business. Hmm. Fine. Here's what I propose. I'll give you my magic crystals if you help me find my equipment. Ok, o să ne dea câteva cristale dacă o să-l ajutăm, bineînțeles. O să-l ajutăm să-și găsească echipamentul. Unde ți-ai pierdut echipamentul? Where did you lose your equipment? I buried it at the foot of a mountain up north. Fare undeva în nord, în munți. Water creatures appeared. I had to run for it. I had to stop where I was doing. Și o creatură acolo a încercat să fugă, dar și-a lăsat echipamentul în urmă. În regulă. O să încercăm să-l aducem înapoi. Excellent. Well, like I said, I'll give you some magic crystals in return, all right? Useless existence. Do you have anything? Guess them are altceva să ne vândem. Sure. Have a look what I've got to offer. Da, și are o grămadă de poțiuni. Poțiuni defense. Da, multe poțiuni, n-o să le cumpărăm. Momentan, cine știe, poate pe viitor. Bă, nu mai știu de unde am venit, de sus am venit, parcă nu. Și o să mergem în jos pe aici. Misiunea asta o să o facem, cred că, în următorul episod. Momentan aș vrea să cercetăm insulica asta toată. Să mergem să facem și misiunea pentru Cool. Să omorâm acel Shadow. Mergem puțin pe aici să vedem dacă mai e ceva. Nu e nimica. Un porumbel drăguț. Pate, mamă, ce m-am speriat că nu mai am pe pate. Pate. Vă niște măimuțili. Clau monkey. Ia vină tu încoa. Easy, bă, easy. Bună sabia asta. Și-mi place, mișto rău. Don't hurt me, friends. Deci în partea stângă cred că am fost. Ăla e individul din unde am luat noi misiunea. Și noi ar trebui să o luăm pe aici, cred. Cred că ne-am rătăcit. Nu mai știu exact unde era ăla. Ia să mai puțin pe mapă. Deci undeva pe aici ar trebui să mergem noi. Da. Trebuie să luăm pe aici, bam. De la casă în sus și în dreapta, ok. Știi, să ne întoarcem puțin. Aș lua-o pe aici. Ia să vedem. Pe partea aia deja am fost, nu mai e nimic. O să mergem și în partea cealaltă. Dar aș vrea să fac și misiunea pentru Cool. O, alte maimuți? Maimuți. Aolei, shit, avem și o gorilă de aia. Nu e bine, tate. Pe aici înseamnă că n-am fost. Grijă mare cu gorila aia pentru că dă, frate, nu se joacă. O să ajutăm pe Pate. Pate, ocupă-te puțin. De acea gorilă că vin și eu în ajutorul tău. Hai, amândoi împreună. Amândoi împreună. Acum a sunat asta. Let's go. Mamă, ce bucate am dat. Ce faci urâtul? Mamă, cum de frate. Holy shit. Nice. 200 de glorie. Ne-a dat ceva. Chiar ne-a dat. Și să vedem, am văzut niște plante pe aici, un skull flower de asta. Bun. Și o priveliște minunată, guys, minunată. Ia să vedem noi ce pe aici. Pe aici cred că mai a fost, că nu e nimic, tate. Să mergem pe sus, pe aici, nu știu. Da, pe aici mai a fost, văd că sunt astea, mă, strungul. Deci pe aici trebuie să fie gulul. Deci aici e un strungul. Dar e unul singur și de ce este tocmai aici, lângă Cool?
Pe aici undeva trebuie să fie și shadow-ul ăla, bestia aia urâtă. Ia să ne uităm puțin pe mapă, da. Cred că pe aici, așa ne-a zis, sus în munți. Uite-o. Uite-o, tate, mai întâi trebuie să omorâm goulii. Și după aia să lăsăm pe golem la final. E un swamp golem, parcă. Și cu dacă. Oh, încă unul. Se pare că noi am omorât ceva la ăștia. Mai unul singur, ăsta-i. Bine-s, bine-s, bine-s. Hai, pat, încă o lovitură. Bă, și ăsta unii de... Nice. Păi, succes, Elkets and Grey by Night. Acum ai amu. Amu, amu. Hai să vedem. O să dau eu prima bucată. Bam, mamă. Hai că am dat ceva damage. Oricum, ăsta e destul de încet, adică nu ar trebui să avem probleme. Până se mișcă el, noi dăm 10 lovituri. Bă, puțin la setări, să văd dacă pot să scot chestia aia din stânga, bă. Ia, 2 secunde, guys. Minimap. Cred că aia probabil așa, băi, setată, se apară. Ok, golem heart, am luat inima. Doar atât? Doar atât? În regulă. Golden. Clover, bun. Deci, oh, am găsit encenal, deci super. Și ce mai avem noi aici? Un recipient pentru tincturi of darkness. Asta cred că e pentru o poțiune. Ia să vedem dacă avem și poțiunea pe aici prin inventar. Inventory. Recipiente. Ăsta cred că e tinctur. Da, Hero's Crown 2 din 1, Potion of Defense, ne mai trebuie 2 de alea. Și cred că avea ăla de vânzare. Na, ce face asta? Tincturul? Ah, cred că ne dă de ăla, zi. Tincture of Togness. Poți să dau mai jos? Da. From Hero Crow, your skin will be sapphire later. Ok. Sunt niște poțiuni, dar nu știu exact ce fac. Ne dă togniți de ăla gen. În fel de, nu știu. O să aflăm că nu o să o folosim, bineînțeles. Hai să mergem la cult prieten și să îi zicem că am terminat treaba pentru el. Unde ești, domnule cool? Unde era asta? În stânga? Cred că în stânga aici. Da, uite-l. Bă, ăla e mort sau ce căcat? Da, ăsta e mort, lol. Încă e mișca aia. Super. Dăm un save. Hai, domnule cool. The shadows are dead. What? Why? Why what? Why are you still alive? Damn it. If you want something done right, you've got to do it yourself. Well done. What the fuck, man? Bă, ești prost? Ce-a fost asta, tate? Bă, m-a luat pe nepregătite, sincer. Nu mă așteptam la asta. Domnule Pul, dar ce faci, tate? Tu ești demonul? Tu ești ăla? Rău? A crezut că eu mor așa, bam, bam? Ce-ai crezut? Eu sunt zeu. Destul de puternic, bă. Care e foarte puternic. Holy shit. Oh my god. Mamă, ne-am aruncat în spate lor. Ce-am luat, mamă, cât i-am luat. Inimă verde, dantură, oase. O black pearl, 3. Mamă, frate, am luat o grămadă de chestii de pe el. Da, super, super, super nașpa. Ce s-a întâmplat aici?
Nu mă așteptam ca cool să fie intricate lock. Ăla. Am cercetat cam tot, ia să vedem ce ar mai trebui să cercetez. Partea asta de aici, cred că o să mă întorc înapoi la casa lui ăla. Hai să o luăm pe aici pe sus. O fi bine pe aici? O fi bine pe aici, date? Cred că e bine. Ia, da. Aici le-am omorât deja pe astea, bam bam. Uite că se bate asta cu un jaguar și eu nu-l văzuși. Nu-l văzuși pe ăsta, tate. Mamă cum de. Mamă și cât e de mișto, adică e foarte frumos. Ia uitați-vă cât e de mișto jaguarul ăsta. Îmi place mult textura lui. Gen. Chiar arată blană rău. Azi zic, mai găsim ceva animale pe aici din merlit. Nu cred că mai sunt multe. Tararampamp. Tararampamp. A, uite-l pe bonus, lol. Bine să vedem, da, suntem foarte aproape de ăla. Asta trebuie să fie căsuța lui, da. Da, prieten, cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați acolo un mare, mare like, un subscribe și un share. Eu am fost Mitic, toate cele bune, respect, pa, pa!